munți de gunoaie și o clădire ca după bombardament. Acest ghetou buzoian se găsește pe străzile Înfrățirea și Haiducului din municipiul Buzău, în vecinătatea fabricii de bere. Localnicii mai reclamă faptul că străzile lor nu au fost niciodată asfaltate. E până după colț, așa roată. Că toți l-am votat pe domnul primar, pe Toma. După timpul lui Ceaușescu suntem în situația asta, pentru că în primărie strada apare asfaltată, dar strada n-a fost niciodată asfaltată. După Revoluție am făcut nenumărate cereri cu iscălitură de la fiecare concetățean, vecin și așa mai departe, inclusiv dispensarul medical, circa medicală, ca să ne asfalteze și nouă strada. Să vă spun adevărul, înainte de alegeri vine, ne aruncă o basculantă de pietriș, balastru, nu știu ce, ne îndreaptă drumul pentru nu știu cât timp, așa, ne promit că ni se face, că ni se drege și așa mai departe. Dumneavoastră ați filmat în ce situație trăiește lumea asta, avem copii mici, avem nepoți. Cum? Dar să vedeți în ce situație este aici, praful se ridică sus, gunoaiele după aici miros într-un hal-nehal, deci nu pot să stai. Când plouă? Și când plouă e noroi, deci canalizarea care trebuia să se adune apa după stradă nu este. Primar a zis că ne face și nouă, a zis, m-ați ales pe mine. Care domnul primar, domnul Toma? Primar Toma, da, a fost la dânsul și a zis să se rezolvă, dar mai așteptați un pic. Ați fost la el la birou? Da, am fost acolo, la audiență. Fost mereu, am fost mereu și la dânsul și la toți primarii care a fost. Și nu ni s-a făcut deloc. Și Boșcodeală ce v-a zis? Boșcodeală nici nu ne băga în seamă. Localnicii reclamă și clădirea scheletică din vecinătate, un real pericol pentru copii. Dar ce vreau să vă mai întreb? Aici unde e construcția asta, aici ce a fost și de când e în halul ăsta? Plafar a fost. Aici a fost o fabrică de plante medicinale. Pe timpul lui Ceaușescu asta a lucrat și vara și iarna. De când e în stare asta? După Revoluție. S-a închis și s-a dărâmat aici. Nu știu. Deci că e după bombardament aici. Da. Că... da. Și... E și periculos, mă gândesc, să duc copii. Foarte periculos, că să duc copii acolo poate să cadă copii. După, ați văzut și dumneavoastră la televizor cum am auzit că s-a urcat copilul și a căzut jos și a murit. Deci noi vara trebuie să stăm cu ochii după copii și după nepoții noștri mai ceva ca... Să nu se urce pe acolo. Da, să nu se urce pe acolo. Dar nu se ia măsuri, nu se face absolut nimic. În ciuda stării deplorabile a străzii și a împrejurimilor mizerabile, în zonă se găsesc cabinetele medicilor de familie care deservesc întregul cartier Simileasca. În jur de 5.000 de buzoieni vin aici atunci când sunt bolnavi. Groaznic, ce să vă spun. Bălți cât cuprinde, câini din toate împrejurimile. Sunt pacienți care vin și nici nu știu pe unde să calce de noroi. Nu, pur și simplu, nu, și nimeni nu ne bagă în seamă. Gunoaie nu mai spun, ați văzut plafarul ce este acolo. Nici la țară, dacă stăm să ne gândim, nu sunt asemeni bălți și focarul ăsta de infecție de aici, din spate. Deci afectează și imaginea cabinetului. Dacă stau să mă gândesc, mă dau seama că toată lumea, când spunem strada Haiducului și cabinetul, când vede clădirea aia, deja spune, domnule, unde am ajuns. În vecinătatea cabinetului se găsește și hruba în care locuiesc în condiții inumane o tânără și soțul ei. Bordeiul are o ușă care se pune cu mâna, iar fereastra a fost acoperită cu bolovani și un carton.